Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Mușcel. În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, desfășurată miercuri 25 martie, s-au stabilit mai multe măsuri organizatorice care privesc desfășurarea activității spitalicești din județul Argeș în perioada stării de urgență. Aceste măsuri prevăd stabilirea cu strictețe a spitalelor care vor prelua cazurile testate pozitiv și spitalele care vor asigura serviciul medical pentru populația județului. Prin urmare, s-au hotărât următoarele. Desemnarea Spitalului Orășenesc Mioveni pentru tratarea cazurilor de îmbolnăviri cu virusul COVID-19. Desemnarea Spitalului Județean de Urgență Pitești, care asigură cazurile medicale de urgență pentru tot județul, non-COVID-19. Desemnarea Spitalului de Pediatrie Pitești ca unitate spitalicească destinată cazurilor pediatrice, dar și pentru cazurile de copii îmbolnăviți cu virusul COVID-19. Preluarea cazurilor de boli infecțioase eruptive pediatrice va fi realizată de compartimentul de boli infecțioase din cadrul Spitalului Municipal Câmpul Lung, inclusiv profilaxia antitetanică și antirabică la adulți și la copii. În perioada stării de urgență, personalul din structurile de primiri urgențe ale Spitalului Municipal Curtea de Argeș, Spitalului Municipal Câmpul Lung și Spitalului Orășenesc Costești va fi delegat pe o perioadă de 60 de zile cu posibilități de prelungire conform articolului 43 din Codul Muncii în funcție de necesități pentru asigurarea serviciului de urgență din cadrul Spitalului Orășenesc Mioveni. Colegii care lucrează în spitalele Câmpul Lung, Curtea de Argeș și Costești, de ce numai acestea? Simplu, pentru că sunt spitalele care au centre de primiri urgențe, ca și unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean, ca și secția de boli infecțioase de la Spitalul Județean, să meargă să asigură servicii medicale permanente la Spitalul Mioveni. Deci, avem pe de o parte Spitalul Județean de Urgență Pitești, care va asigura asistență medicală de urgență tuturor persoanelor care nu sunt purtătoare sau nu sunt suspecte de COVID-19. Și avem Spitalul Orășenesc Mioveni numai pentru cei care sunt purtători sau sunt pozitiv cu anumite afecțiuni. În spitalele rămase fără majoritatea medicilor și a personalului medical. Este vorba de Spitalul Câmpul Lung, Curtea de Argeș și Costești. În aceste spitale, spun, vom asigura o spitalizare minimală, de servicii minimale, în profil de urgență. Deci și acolo va fi un corp medical care va asigura și îl veți găsi în permanență acolo, numai pe servicii absolut de urgență și mici servicii medicale. Conform DSP Argeș, situația persoanelor din județ afectate de măsurile de carantină sau izolare se prezintă după cum urmează. Persoane monitorizate de DSP aflate în izolare la domiciliu 6653, persoane care au finalizat perioada de 14 zile de izolare 912, persoane care au finalizat perioada de 14 zile de izolare 912, persoane aflate în carantină instituționalizată 136. Suspecții și bolnavii de COVID-19 din Argeș vor fi transportați și tratați la Spitalul Mioveni. Spitalul Județean Argeș va funcționa ca spital de urgență, iar Spitalul Mioveni va primi doar suspecți sau bolnavi de coronavirus. Pentru a acoperi deficitul de medici din acest spital, s-a stabilit ca pe o perioadă de 2 luni, cu posibilitate de prelungire, să fie detașat personal medical din spitalele de la Câmpul Lung, Curtea de Argeș și Costești la Spitalul de la Mioveni. Separăm apele la nivel de servicii medicale în regim de urgență județene. Despre ce este vorba? Ca principiu, noi trebuie să separăm serviciile medicale care sunt pe COVID sau suspecte de contaminare COVID cu celelalte servicii pentru oamenii sănătoși. Și la nivel de județ Argeș am hotărât să avem 2 unități sanitare mari
care pot să facă aceste gesturi de servicii medicale. În primul rând, pentru corpul medical, am făcut acest gest care mi se pare absolut obligatoriu, de a separa apele pentru a-i proteja și a-i preveni. Și, bineînțeles, pentru noi, cetățenii de rând, care oricare dintre noi putem să ne riscăm și să facem această nefericită boală. Știrea potrivit căreia Spitalul Mioveni a fost desemnat să preia pacienți testați pozitiv la COVID-19 a stârnit numeroase controverse și nemulțumiri. Inclusiv primarul Ion Georgescu a făcut un anunț în care declară că nu a fost consultat când s-a luat această decizie și a spus că vor urma hotărâri în Consiliul Local, respectiv propuneri pentru factorii decidenți. Privitor la situația creată, edilul orașului Mioveni a declarat: este adevărat că Spitalul Mioveni a fost desemnat ca în contextul pandemiei de coronavirus să fie centru județean de tratare a persoanelor testate pozitiv cu acest virus. Această decizie mi-a fost comunicată pe linie ierarhică, de forul administrativ superior, care a luat decizia în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, din care niciun reprezentant al orașului nu face parte. Hotărârea adoptată de membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență ca soluție în scenariul unei evoluții puternice a îmbolnăvirilor cu COVID-19 în județul Argeș intră în vigoare în data de 28 martie. Până atunci însă va trebui ca și noi, pe plan local, să luăm o serie de hotărâri în cadrul Consiliului Local Mioveni, să avem un punct de vedere legat de această decizie asupra căreia nu am fost consultați. În acest moment trebuie să analizăm cu calm și să reflectăm cu celeritate asupra deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, urmând să căutăm cele mai bune soluții, atât pentru comunitate, cât și din punct de vedere legal, în contextul asigurării serviciilor medicale pe perioada stării de urgență. Vă voi ține la curent cu evoluția situației. Potrivit noilor reglementări, începând din 25 martie și pe toată perioada decretării stării de urgență, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani nu mai au voie să părăsească domiciliul decât între orele 11-13 pentru cumpărături sau doar la serviciu, deoarece sunt cele mai vulnerabile persoane la virus. În sprijinul acestora a venit administrația locală a comunei Lerești, care a luat legătura cu magazinele de pe raza localității pentru livrarea la domiciliul celor în vârstă a produselor sanitare, de dezinfecție și alimentare. Comenzile sunt luate telefonic, iar produsele vor fi aduse la domiciliu. Persoanele care vor livra îndeplinesc condițiile de prevenire a coronavirusului, respectând toate măsurile de igienă și protecție. Această hotărâre am luat-o că mi-a venit într-o noapte de asta, de nesomn, de când tot suntem cu situația asta creată. Mi-a venit ideea de, și am stat și m-am gândit dacă, conform proverbului românesc, dacă nu se duce sacul la moară, să vină moara la sac. Și știind distribuția cu catering-ul la domiciliu, am zis să facem și să încercăm o modalitate de a livra magazinele din zonă, să livreze direct la domiciliu cumpărăturile clienților. Cum au răspuns comercianții? Am luat legătura cu dumnealor, întâi am discutat cu fiecare în parte, după care am creat un grup pe WhatsApp, Lereștiul Sta Acasă, se numește, în care am adăugat pe cei din primărie responsabili cu monitorizarea persoanelor peste 65 de ani, magazinele care au răspuns afirmativ solicitării noastre, preoții din comună, poliția, adică și pe lângă aceste grupuri mai avem încă 5 grupuri cu CLSU, cu Consiliul Local și alte grupuri informări COVID Lerești, să numesc, în care discutăm pe grupuri și pe toți ca să luăm deciziile cele mai bune în timpul cât mai rapid, pentru a avea timpul de reacție foarte scurt, în a răspunde solicitărilor și problemelor care apar, se pare din ce în ce mai mare de la o zi la alta. Dar oamenii de peste 65 de ani au înțeles că nu trebuie să iasă din casă și să aștepte? Au înțeles zilnic, de două ori pe zi avem, noi de la primărie avem mesajul acela care se difuzează peste tot, trece mașina de la primărie prin sat, plus că avem acea monitorizare care o facem în permanență și cu echipajul de poliție de la postul de poliție de Rești și cu jandarmeria. Mulțumesc și polițiștilor și jandarmilor care sunt și salariaților primăriei, să știți că
să nu folosim cuvinte mari, dar chiar sunt niște eroi. Noi am lucrat și sâmbătă și duminică, ne-am făcut acele tabele, am selectat persoanele, îi sunăm zilnic, am lăsat numere de telefon unde putem fi contactați în caz că apar probleme. Iar cea mai bună problemă este aceasta cu alimentarea la... livrarea produselor alimentare și de igienă personală la domiciliu. Cu toate măsurile de restricție pe raza localității, sunt totuși probleme cu romii din satul Pojorâta. Aceștia nu înțeleg să respecte regulile de restricție impuse de ordonanța militară numărul 3. Ca urmare, în cel mai scurt timp, primarul Marian Toader va solicita sprijinul armatei. Câți aveți în izolare în comună? În izolare, la ora actuală, deci avem în jur de 80 de persoane. În cele 80 de persoane sunt cei care au venit din străinătate și cu membrii familiei care s-au autoizolat la domiciliu. Avem deja două persoane care au ieșit din autoizolare. Nu am cunoștință să avem vreun caz confirmat, Doamne ferește, nici nu avem. În schimb, avem probleme foarte mari cu... cei din Pojorâta au înțeles într-un final că trebuie să stea acolo și să e spre sănătatea tuturor, în primul rând și a lor și a restul de populație, dar acum, pe măsură ce se încălzește timpul, vor să iasă să, la poartă, să spele covoare, că le știm în optica și astea și probabil, ca să nu o dau așa ca alarmist, dar probabil va trebui să solicităm și sprijinul armatei, deoarece echipajele de jandarm efectiv nu fac față. Dar mai au și alte misiuni, acoperă o zonă destul de mare a județului Argeș și nu pot să fim trei locuri în același timp. Se duce, controlează în Pojorâta, după care ei se întorc, merg în alte misiuni, cum a plecat jandarmeria, cum ies la poartă sau începe să dea cu schii, bordola pe stradă, pe tot, că avem și noi, adică îi monitorizăm. Mai trimite și noi de la primărie, dar avem foarte multe, adică noi trebuie să acoperim toată comuna, plus problemele care le avem. În ultimele 24 de ore, angajații din poliție, jandarmerie, poliție locală și din partea altor instituții din Argeș au efectuat mai multe controle pentru prevenirea răspândirii infectărilor cu virusul COVID-19. Cei din MAI au acționat cu un efectiv de 623 de persoane, Direcția de Sănătate Publică Argeș cu 96, iar cei din alte structuri au fost 61. Au fost mobilizate 193 de mijloace tehnice, dintre care 150 ale poliției. Au fost verificate 1683 de persoane în privința respectării măsurilor de izolare sau carantină. Au fost aplicate 4 sancțiuni în valoare totală de 20.000 de lei persoanelor care nu au respectat măsurile de izolare. 3 dintre persoanele sancționate au fost plasate în carantină. 2 dintre ele sunt din comuna Mihăiești, iar una este din comuna Merișani. Nu au fost întocmite dosare penale noi. În plus, au fost aplicate 164 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 227.000 de lei pentru persoanele care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației. Pe străzile municipiului Câmpulung, polițiștii și jandarmii sunt la datorie, iar cei care circulă în aceste condiții de restricție sunt controlați. Până astăzi nu s-au înregistrat cazuri deosebite în ceea ce privește respectarea măsurilor impuse de ordonanța militară numărul 3.
Din motive de siguranță medicală legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Județeană de Pensii Argeș anunță noi măsuri referitoare la pensiile de invaliditate. Astfel, în ceea ce privește cazurile noi, expertizarea medicală nu va presupune prezența fizică a solicitantului la cabinetul de profil, ci se va fundamenta strict pe documentele transmise. În cazul pensiilor de invaliditate, cererea pentru expertizarea medicală a capacității de muncă completată și semnată împreună cu documentele medicale vor fi depuse în plic sigilat la Casa Județeană de Pensii sau prin intermediul serviciilor poștale, fizice sau electronice. Pe cerere, obligatoriu, se va menționa numărul de telefon în vederea comunicării numărului de înregistrare. Cererea tip se găsește pe site-ul instituției, pagina principală. După expertizare, deciziile medicale vor fi transmise solicitanților cu confirmare de primire prin poșta română. Reamintim că pensionarii de invaliditate care au termen de revizuire în perioada instituită ca stare de urgență nu trebuie să se mai prezinte la cabinetele de expertiză medicală, plata acestor pensii fiind continuată. Deci acești pensionari își vor primi pensiile în continuare. Referitor la certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgență, se eliberează și se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale. Campaniei lansate de Gazeta Sporturilor s-au alăturat și mai mulți fotbaliști argeșeni, antrenori și foști fotbaliști piteșteni, dar și tehnicieni care pregătesc echipe argeșene. Este vorba de Claudiu Niculescu, antrenor la CS Mioveni, Nicolae Dică, antrenor secund la echipa națională, Adrian Mutu, selecționer al Naționalei Under-21, Ionuț Badea, antrenor al lui FC Argeș, Constantin Schumacher, antrenor, fost secund la Universitatea Craiova, Alexandru Răuță, jucător la Dinamo, Gabi Enache, jucător în Kazahstan, Andrei Prepeliță, jucător la FC Argeș. Vreau să luați foarte serios acest virus, să ascultați ce ne spun autoritățile. Vreau să transmit solidaritatea mea tuturor celor care au pierdut pe cineva drag în momentul ăsta. Stați spatele autorităților. Numai împreună putem depăși această perioadă dificilă. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme predominant frumoasă în județul Argeș. În nordul județului, la Nucșoara, vom avea temperaturi de până la 11 grade Celsius. Temperaturi ceva mai ridicate se vor înregistra la Mușătești și la Domnești, unde vom avea 15 grade, iar la Vlădești și la Dârmănești 16 grade Celsius. La Câmpulung, în schimb, nu vom avea mai mult de 12 grade în termometre. În sudul județului, de asemenea, avem temperaturi ceva mai ridicate de până la 16 grade. Acestea se vor înregistra la Buzoești și la Râca. Tot 16 grade și o vreme frumoasă vor avea și piteștenii. Și în județul Dâmbovița ne bucurăm de vreme frumoasă cu temperaturi destul de ridicate. În nordul județului, acestea se vor încadra între 10 grade la Râul Alb și 14 grade la Voinești. Iar în sud avem maxime de până la 16 grade Celsius. La Târgoviște, de asemenea, ne bucurăm de soare și de temperaturi de până la 15 grade. La noapte, cerul va fi în mare parte acoperit de nori la Câmpulung, iar temperaturile se vor încadra între minus 2 grade Celsius și 0 grade. Vineri și sâmbătă avem vreme predominant frumoasă la Câmpulung cu soare, dar vor mai apărea și câțiva nori și temperaturi de până la 13 grade. Duminică, în schimb, nici vorbă de soare, cerul va fi în mare parte acoperit de nori, iar temperaturile nu vor depăși valoarea de 12 grade. Doamnelor și domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pentru a urmări emisiunea Obiectiv Mușcelean. Vizionare plăcută! La revedere!